Exemplu este acela al spitalelor. Avem spitale multe și prost dotate, vechi de 30 de ani în marelor majoritate, poate și de 50 de ani. Este imposibil la ora actuală să te aștepți ca inițiativa privată să construiască un spital, pentru că banii care avem sunt numai pentru a uh, întreține spitalele care le avem. Și atunci este important să a, să avem aceste parteneriate public-private în care banul privat vine împreună cu banul public, transparent, clar și se construiesc spitale performante. Să avem să dăm servicii medicale țărilor din jur, să aducem bani. Majoritatea timișorenilor votează. Corect.